Alexandra, am 11 ani și sunt din Pitești. Eu am început notul de la vârsta de 6-7 ani și ori. Mi-a plăcut foarte mult. Când înot mă simt foarte bine, pentru că este și un sport foarte frumos, te înalță. Ești bine făcut, ca să spun așa, după ce practici acest sport. Este foarte sănătos și pentru că mie îmi place așa. De când eram mică, îmi plăcea să mă bălăcesc în apă, să mă joc. Mergeam mereu la mare. M-am hotărât să practic și notul. În fiecare zi înot cu echipa mea câte două ori. Sora mea a fost sportiv de performanță la not și datorită rezultatelor ei foarte bune a reușit să obțină o bursă sportivă în America și așa a ajuns în prezent să practice și not în America, să fie totodată și studenta unei universități. Aș vrea să-i calc pe urme și mi-aș dori să fac și eu un record național. Doamne ajută! Eu am început karatele de la vârsta de 4-5 anișori. Prima mea centură a fost cea albă. A fost chiar foarte simplu. La examenul de a doua centură devine în ce în ce mai greu. Eu am ajuns la centura verde. Mi-aș fi dorit să dau și pentru centura maro. Dar până aici s-a putut. Acum că ați văzut la ce sunt bună, vin la Nextar să vă arăt talentul meu real. Un singur câștigător la finalul serii. Ia uitați-o cum intră în scenă, doamnelor, domnilor! Domnișoara, scena dumneavoastră! Bună! O văd pe Maria, cum îi crește inima în piept, așa, strămâna Diandra. Bună ziua! Câți ani ai? Aproape 11 ani. 11 ani are Diandra. Aproape, are 10. Are 10. Excelent costumul. Da. De unde l-ai? De la străbunica mea. Ai povestit asta. Străbunica. Câți ani ai avut când s-a stins? 96 de ani. 96 de ani. Diandra... Țineți minte că noi n-am pus niciodată preț pe rangul social al părinților, corect? Au venit aici copii care aveau, care au părinți, șomeri, vârf de munte. Știu că vin dintr-o familie unde nu sunt deloc probleme. Cu ce se ocupă mami? E judecătoare. Judecător. Mami e judecător și tati. Avocat. Tati e avocat. Negru e un lucru, e sigur. Dacă vreun jurat o dăm bara cu ceva, avem bine. Stai să vedeți o poveste. Stai să vedeți povestea. Mami să rămână. Bună seara, tati. Când v-ați cunoscut, mami, dumneavoastră, cu ce vă ocupați? Sunt judecător. Dar când v-ați cunoscut cu tati, ce erați? Tot judecător. Tatăl și era tati... mecanic auto. Mecanic auto era tati. Și dumneavoastră judecător. Da. Dacă l-ați bătut la cap. Și tati acum e... Este avocat. Avocat. A avut ambiția și a plăcut profesia mea. Și a avut soția. Mare lucru. Diandra, mi-ai povestit că nu pierzi nicio ediție Nextar și că cel mai mult de la Nextar te-a impresionat... Lorelai. Ce frumos, să știi că și pe noi. Și pe noi foarte Cred mult. Că o țară întreagă a fost impresionată de Lorelai. Auzi, eu știu că Lorelai nu pierde niciodată niciun show Nextar. Niciodată. Vreau să te rog ceva. Fii atentă. Vezi camera aia unde se aprinde becul la roșu deasupra? Vezi? Da. Becul la roșu, da. Uită-te în camera aia și transmite-i un mesaj lui Lorelai. Deci place ție atât de mult. Lorelai te vede la televizor, spune-i ce vrei tu. Hai, Diana. Lorelai e pentru tine, da? Lorelai, ne-ai uimit cu talentul tău și mi-aș dori ca într-o zi să te cunosc. Ho, ho.
Doamnelor și domnilor, Antena 1 are onoarea să vă prezinte pe Diandra și pe Lorelai! Seara, Lorelai, să rămână! Să rămână, Lorelai! Bună seara! Bună seara! Nu spuneai tu că vrei să o întâlnești, să o cunoști? Ba, da! Ai impresionat o țară întreagă, Lorelai, ai impresionat-o și pe Diandra. Vă mulțumesc! Ne dai un autograf? Desigur! Pregătită de autograf? Dă-ne autograful! Dă-ne autograful, Lorelai! Ăsta e un cadou pentru Diandra? Cărțile. Tot coșul ăsta? Diploma este pentru dumneavoastră. Pentru noi? Da. Diploma de excelență pentru emisiunea care ne-a dat tari. Excelent. Wow. Excelent. Păi hai să dăm autograful ăla pentru Zâmbet de Îngeri, o carte, una din cărțile scrise de Lorelai. Diandra, e pentru tine autograful ăsta. Știi că ne-a povestit adeseori că a impresionat o povestea ta și forța ta, așa că o să te rog să ne dai un autograf. Diandra, ce nume, ce prenume mai ai tu? Diandra? Da, atât Diandra. Atât Diandra? Diandra. Diandra. Diandra, un viitor next star, da? Pentru un înger frumos. Pe nume, deci pentru un înger frumos și talentat, pe nume Diandra. Și semnătura lui Lorelai. Ia să vă arăt, așa, uitați-vă autograful. Dați coșul din mână în mână, păstrezi eu diploma. Conector, conector! Mami e sus, mami e sus! Pui tu coșul, te rog, mulțumesc! Așa, mami, să duceți coșul ăsta acasă, perfect! Lorelai, rămâi cu noi? Rămâi cu noi? Alegeți juratul lângă care vrei să stai. Aici, la noi. Alegeți juratul. Lora. Hai lângă Lora. Diandra.